În cadrul campaniei electorale, ministrul Educației Leonid Bujor, membru al Alianței Moldova Noastră, a efectuat o vizită în raionul Glodeni. În cadrul deplasării, ministrul s-a întâlnit cu cadrele didactice din teritoriu. Deși nu a trecut prea mult timp de la ultima vizită în teritoriu, ministrul Educației Leonid Bujor s-a aflat astăzi din nou în raionul Glodeni. De această dată, însă, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile anticipate, care vor avea loc la 28 noiembrie curent. Ca și oricare din candidații partidelor ce pretind de a avea fracțiuni parlamentare, am întâlniri cu alegătorii în localități din Republica Moldova. Astăzi am întâlniri cu profesori din mai multe localități din raionul Glodeni. Voi încerca să-i convin că Alianța Moldova Noastră este o forță credibilă. Prezenți la eveniment, profesorii din raionul Glodeni au susținut că așteaptă schimbări în domeniul învățământului, care țin de majorarea salariilor, dar și simplificarea programului școlar de moment. Programele puțin să se mai micșoreze pentru copii, fiindcă e foarte greu, și mai puține obiecte, fiindcă în alte țări, într-adevăr, copiii studiază mai puține obiecte, merg pe cele trasate de voința lor. Хотя бы увеличение заработной платы, хоть с 1 января. Очень сложная программа, и дети не усваивают, не успевают образовываться навык, и поэтому надо обязательно упрощать. În replică, ministrul Educației a declarat că în învățământ urmează să fie implementate modificări. Noi am adoptat o curriculum modernizat, dar acest lucru este insuficient, este un prim pas și cu siguranță vom face pe parcursul următorilor 4-5 ani pași concreți la capitolul o curriculă nouă la nivelul standardelor europene. În cadrul campaniei electorale care se desfășoară la moment în Republica Moldova, raionul Glodeni va fi vizitat și de alți membri ai guvernului. Deana Zăporojan, Sergiu Muliar pentru Știri.